seara aceasta dorim să continuăm studiul nostru început pe cartea Iona. Dacă dimineața ne-am uitat la chemarea lui Dumnezeu pentru Iona, misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iona și implicit misiunea și chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, în această seară aș dori să ne uităm la această tentativă nereușită a lui Iona de evitare a lui Dumnezeu. Tentativă care se poate regăsi, bineînțeles, și în viețile copiilor lui Dumnezeu din această perioadă în care noi trăim. Mi-am intitulat foarte scurt mesajul Rebeliunea Sfinților. Și de la început înțelegem că Sfinții se pot răzvrăti, copiii lui Dumnezeu se pot răzvrăti. Ei nu doar încearcă să facă asta. În multe situații ei chiar fac lucrul acesta. Noi nu credem în perfecționism, ci în perseverență. Chiar ideea de perseverență implică faptul că există în viață anumite obstacole, anumite piedici, anumite bariere. Că dacă nu ar exista, la ce să perseverezi, dacă totul ar fi liniar sau ascendent? Nu mai discuți despre perseverență, ci discuți doar despre continuitate. Perseverența implică, prin definiție, o opoziție. Opoziția există din lăuntru, opoziția există din exterior, din foarte multe privințe. Așadar, noi nu credem în perfecționism, ci credem în perseverență. Perseverența implică faptul că uneori, din interiorul nostru, există o opoziție față de voia lui Dumnezeu, așa cum vedem și în pasajul acesta. Gândindu-mă specific la păcatul și rebeliunea lui Iona, adică împotrivirea față de chemarea lui Dumnezeu de a-L mărturisi pe Dumnezeu și altora, mi-am dat seama că acest tip de răzvrătire nu este, cum spun unii, că marea trimitere s-a transformat în marea omitere. Marea trimitere s-a transformat în marea omitere, ci marea trimitere, adică de a spune tuturor despre Domnul Iisus Hristos, s-a transformat în marea răzvrătire. Pentru că orice omitere a voiei lui Dumnezeu este o răzvrătire. Dumnezeu nu a tratat păcatul lui Iona ca o omitere. Iona a omis să se ducă la Ninive. A omis, domnule, s-a luat cu alte lucruri. A vrut să facă o călătorie la Tars, ce știu eu, să facă plajă undeva pe la Tars, acolo, și a omis să se ducă la Ninive. A întârziat să se ducă la Ninive. Și a pus planurile lui înaintea planurilor lui Dumnezeu. N-a avut prioritățile corecte, n-a văzut lucrurile urgente sau alte lucruri pe care le auzim foarte des. Nu! Ceea ce a făcut Iona n-a fost o omitere. A fost o răzvrătire pe față împotriva voii lui Dumnezeu. Chiar și când omitem să facem voia lui Dumnezeu, când omitem să facem voia lui Dumnezeu conștient, voluntar, acest lucru se cheamă răzvrătire. Și consider că, discutând specific despre omiterea de a spune altora despre Domnul Iisus Hristos, acest tip de răzvrătire este sau a devenit astăzi o normă. Poate nu, dar sper să fie greșit ce spun eu acum. Mi-aș dori să fie greșit ce spun eu acum. Dar mie mi se pare că aceasta este norma, acest tip de răzvrătire. Adică a ne opune să spunem altora despre Domnul Iisus Hristos a devenit o normă astăzi. Și pentru că a devenit atât de popular a nu spune altora despre Domnul Iisus Hristos, ne referim evident la credincioși, da? Pentru că a devenit atât de răspândit acest flagel, acest tip de răzvrătire, este și insesizabilă. Această răzvrătire este insesizabilă. Nu ne mai dăm seama că e o problemă cu asta. De ce? Că cei mai mulți nu spun altora despre Domnul Iisus Hristos. Și nici nu ne mai dăm seama că este o problemă în a nu spune altora despre Domnul Iisus Hristos. Nu doar că este o problemă. Este o răzvrătire pe față. Când Dumnezeu ne lasă în Sfânta Scriptură atât de clar această chemare. Este foarte comună. De ce? De ce ne facem vinovați de lucrul acesta? Am spus dimineață câteva lucruri. Am citit într-o parte sau alta, m-am gândit ce-a fost în mintea lui Iona când Iona a refuzat să facă lucrul acesta. Am putea să credem că este un complex de factori care l-au determinat. De exemplu, știm că ninivenii erau un neam de oameni bogați și încrezuți. Unii spun, domnule, ar fi fost în mintea lui Iona ideea asta. Bă, ăștia nici nu o să mă bage în seamă, ăștia n-au nevoie de Dumnezeu, ăștia nici nu o să mai asculte. Sau, în al doilea rând, că erau oameni foarte puternici. La vremea în care Iona trebuia să se ducă acolo, au început deja să domine o parte din area aceea geografică în care ei locuiau. În al treilea rând, erau și foarte violenți. Dacă citiți și în Sfânta Scriptură și în istorie,
ninivenii au fost remarcați, au fost populari prin modul nebunesc, aproape diabolic, de a lupta împotriva dușmanilor lor. Și unii zic că Iona s-a temut, a avut puțină frică să se ducă la Ninive. Un alt motiv ar fi faptul că el era evreu și era recunoscut ca profet în poporul lui Israel, dar n-avea niciun fel de autoritate la Ninive. Cine l-ar fi băgat? Iona era cineva în Israel, dar cine l-ar fi băgat în seamă în Ninive? Cine ești tu, mă? De acasă. Și fuge repede că, sau probabil nici nu ar mai fi fugit, că ninivenii i-ar fi făcut ceva. Asta ar fi o variantă pe care am putea să o speculăm. Iarăși, într-un fel, vreau să enumer lucrul acesta pentru că s-ar putea să ne regăsim în câteva aspecte, da? Cum îi se duce la cineva care e foarte bogat, nu are nevoie de nimica? Dom'le, lasă, noi ne întrebăm, lasă, ce să-i spun despre Dumnezeu? Că să nu are nevoie de nimica. Cumva considerăm că Dumnezeu ar fi un fel de răspuns la o problemă din asta, din lumea asta. Dacă el nu are probleme, de ce să mai duc să-i spun despre Dumnezeu? Pentru același motiv pentru care trebuie să se ducă Iona să-i spună. Sau să ne ducem la cineva care este foarte popular sau este foarte puternic sau are foarte multă influență în lumea aceasta. De ce să te duci să-i spui despre Dumnezeu? Pentru același motiv pentru care Iona trebuia să se ducă să spună la acești oameni, da? Vedem că există o paralelă între ce fel de oameni erau ninivenii și ce fel de oameni sunt astăzi. Problema se complică că Iona trebuia să se ducă să facă chestiunea asta public. Dumnezeu nu îl trimite să se ducă din casă în casă. Iona e așa pe stradă, găsește așa un colțișor și începi să vorbești despre Dumnezeu oamenilor. Să stai așa, că nu funcționează predicarea asta publică. Nu funcționează, Domnule, o să te bagi nimeni în seamă. O să te huiduiască așa în public. Îi așa pe rând, într-o relație personală, fă-te prieten cu ei, ieși la basket cu ei, joacă volei cu ei, ieși la un suc cu ei, la o cafea, ușurel așa, încet, 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 încet. Și când prinzi o ocazie, că ei aduc discuție despre un Dumnezeu din ăsta fals, tu bagi așa ușurel o idee despre Dumnezeu adevărat. Dar nu din prima ca să-și dea seama, da? Să te prindă. Mă, tu nu cumva ești pocăit? Mă, tu nu cumva... A, te-am prins. Bă, mă lua cu sectarismul din asta. Noi avem religia noastră, Dumnezeii noștri de mii de ani. Vii tu să ne spui povești tale. Da, Iona, ia-o încetucu. Da, încetucu așa, că tine el nu te tura, da? Dumnezeu îi cere să facă lucrul ăsta public. Ca și cum ți-ar spune Dumnezeu, Dumnezeu, du-te și ia-ți o ladă, un scaun, du-te undeva în oraș, pune trece mai multă lume, da? Și tu știi pune trece mai multă lume și de acolo începe să vorbești împotriva oamenilor. Aici se complică foarte mult problema. Dumnezeu îi cere să facă lucrul acesta public și auzim în vremea în care noi trăim că societatea, și vedem lucrul acesta sub ochii noștri, că societatea, în general pe planetă, societatea încearcă să marginalizeze religia. În ce sens? Deci oamenii nu au o problemă cu noi că predicăm. Dacă noi ne hotărâm să predicăm cuvântul lui Dumnezeu doar aici, în locul ăsta, vă spun, nimeni n-are nici o treabă cu noi. Nu are nicio treabă cu noi. Știți că se complică lucrurile? Când începe să vorbim și în altă parte. Doamne, vă puteți profesa religia voastră în interiorul clădirilor voastre, dedicate. Problema este că Dumnezeu ne-a chemat să profesăm și să proclamăm religia noastră în exterior. Și este foarte ironic și o ipocrizie fără margini că aceiași oameni care spun că noi trebuie să ne practicăm și să proclamăm religia noastră în ziduri, în locuri consacrate, aceiași oameni au voie să proclame tot o formă de religie. Orice om are o religie. Unul are o religie, nu crede în nimic. Aia este o religie. Unul are o formă, eu cred în bani. Aia este și aia o religie. Faptul că e diferită de a mea nu înseamnă că nu este o religie. Faptul că el nu recunoaște sau nu numește religie nu înseamnă că ea nu este religie. Ea este o religie. Ceva în ce crezi, un sistem de valori pe care te bazezi în viață, oricare ar fi acela, este o formă de religie. Vezi, lumea încearcă să ne împingă în interiorul zidurilor. Și parcă noi ne simțim așa strânși cumva de spate când trebuie să ieșim în afară. Înțelegeți? Vreau să spun lucrul acesta ca să înțelegeți puțin situația în care s-a găsit Iona. N-a fost chiar atât de simplă. N-a fost chiar atât de simplă, da? Mai mult, Iona nu cred că era obișnuit să meargă la alte nații. Și mie mi-este ușor să predic aici. Nu mi-este foarte ușor, dar mi-este mai ușor decât să mă duc să spun în public. Prima dată când am vorbit în public a fost într-un parc, în Piatra Neamț, erau foarte mulți oameni, într-o seară frumoasă de vară, am ieșit de la adunare, am predicat la adunare foarte bine. M-a lăudat frate, m-a bătut pe spate și actualul meu cumnat, care nu mi-era cumnat, atunci îl doream de cumnat, bineînțeles, dar nu mi-era cumnat, îmi spune, fii atent, după cântarea asta a tinerilor, te pregătești să spui mărturia. Și-i spus mărturia oriunde în alt parc. M-a puc, ce introducere asta? Pregătește până se termină cântarea să spui mărturia în public. La oameni care n-ai nicio treabă cu ei. Și a trebuit să spun mărturia în public și am spus-o în public.
A doua oară când am vorbit în public a fost tot cu cumnatul acesta, care are un dar într-adevăr special de evanghelizare, când am fost la Târgu Jiu, în piață. Au pus boxele, microfoanele, au cântat și spune, fii atent că tu prezici, eu n-am pregătit nimica. Nu, pune-te să prezici la oameni că să cumpere haine în bazar. Și trebuie să fac lucrul acesta. E total diferit de a face lucrul acesta public, când oricine te poate huidui fără niciun fel de problemă. Oricine îți poate spune orice, n-ai ce face. Da? E total diferit. Înțelegeți puțin situația în care s-a găsit Iona, da? Era neobișnuit să meargă la alte nații, el era obișnuit la poporul evreu. Da? Mai există o problemă, lucrul acesta spunea Calvin. Iona s-ar fi putut gândi, mă, am predicat la poporul Israel, nu s-o pocăit ăștia. Ce o să pocăiască păgânii ăștia care n-au nicio, n-au, nu înțeleg nimica de Dumnezeu adevărat, ignoranții ăștia, spune Scriptura, nu trebuie să se beau stânga de dreapta, n-au niciun stern de valori și de moralitate biblică. Ce o să mă bage ăștia înseamnă? N-are sens să mă complic, domnule, eu mă duc în altă parte, da? Dacă nu se pocăiesc pocăiți, îi spunem noi, dacă la ăștia le predicăm, care știu atâtea lucruri despre Dumnezeu, ce o să pocăiască ăștia? Asta este o idee firească, chiar aș spune drăcească, care poate să ne descurajeze. Dacă merg așa lucrurile de greu cu pocăițe, cine ne-a ascultat pe noi din afară? Asta nu e treaba noastră. Nu știm noi ce are Dumnezeu pregătit. Nu trebuie să ne descurajeze ceea ce vedem în evanghelism sau în creștinism, să ne descurajeze să ieșim în exterior. S-ar putea ca cu cât mergem mai în jos poate evanghelismul să facă Dumnezeu lucrare specială și să meargă extraordinar de bine în afară. Nu este asta treaba noastră. Treaba noastră este să ascultăm și să facem ce ne cere Dumnezeu. Acesta este un lucru foarte important, foarte, foarte important. Apoi mai putem observa că în poporul Israel exista această mentalitate de discriminare, da? Vă aduceți aminte chiar după ce s-a coborât Duhul Sfânt la Rusalii. Era o tradiție la evrei treaba asta, da? Suntem poporul ales, Dumnezeu lucrează cu noi, Dumnezeu ne binecuvântează pe noi, Dumnezeu a făcut un legământ cu noi și au început să facă lucrul acesta, deși Dumnezeu i-a ales să fie lumina poporului, au început să facă din privilegiile acestea și din lucrul acesta că sunt aleșii lui Dumnezeu, să facă un motiv de discriminare între ei și celelalte popoare. N-avem voie să mâncăm cu ceilalți, trebuie să ne separăm de ceilalți. Dar au intrat în mentalitatea asta de siloz. Știți la ce mă refer, da? Au intrat în această mentalitate. Și s-ar putea gândi, domnule, ce mă duc eu în afară? Noi suntem pocăiți. Noi trebuie să ne separăm. După, vă aduceți aminte, după cinzecime încă era mentalitatea aceasta. Ajung la fapte 10, încă era mentalitatea aceasta. Nu, Doamne, cum să mănânc, Petru? Nu, cum să mă duc? Asta era aplicarea acelei vedenii, da? Cum să mă duc eu la neamuri? Ce am eu de căutat la neamuri? În fapte 11 îl cheamă ăștia la Ierusalim. Băiețașul vine aici la comunitate. Unde ai fost? Ce-ai cătat acolo? Păi l-am predicat Evanghelia. Ce Evanghelie predicat Evanghelia? Ce-ai cătat la neamuri? Ai mâncat cu ei? Aoleu! Te-ai spurcat cu ne-a. Oameni care îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos, oameni care s-au întors la Dumnezeu, biserica formată prin pogorârea Duhului Sfânt. Oamenii nu puteau să iasă din mentalitatea aceasta discriminatorie. Că Evanghelia trebuie trimisă acum la toate națiile pământului. Gândiți-vă ce ar fi însemnat pentru Iona să ducă la ăștia, a venit Iona înapoi. Ce a făcut? Am făcut la Ninive. Am discutat cu împăratul acolo, cu magistrații, cu judecătorii, cu oamenii pe stradă. Deci am mers în tot felul de locuri și am predicat Evanghelia. Hai bă, lasă poveștile. Faci tu acum pe profetul neamurilor. Lucrurile nu erau chiar așa simple, da? Lucrurile nu erau chiar așa simple. Mai ales că ei credeau că lucrul acesta este pentru ei. Dar dacă ne uităm în cartea Iona, motivul fundamental pentru care Iona nu s-a dus este că era hipercalvinist. Serios, dacă citiți în Sfânta Scriptură, ce îi spune Iona lui Dumnezeu? Am știut că ești un Dumnezeu? Tu nu te potrivești cu plăsmuirea minții mele. Tu nu te, Doamne, eu am știut că tu nu te potrivești cu tradiția noastră. Noi nu ne ducem la alții. Dar am știut că tu ești mai bun decât credem noi. Am știut că tu ai mai multă dragoste decât credem noi. Am știut că tu ești mai larg în anumite privințe, în planul tău, decât credem noi. Și lucrul ăsta mie nu-mi convine. Este o prejudecată a minții lui. Este o plăsmuire personalizată a lui Dumnezeu în mintea lui. Și de multe ori s-ar putea să avem anumite plăsmuiri ale minții noastre cu privire la Dumnezeu. Să ne facem noi un portret al lui Dumnezeu care ne convine nouă. Am un prieten pe Facebook. Poate să vadă și el predica asta, un prieten pe Facebook, băieții stare supărați pe el, prieten pe Facebook, postările lui favorite astea sunt. Cum poate un Dumnezeu care, un Dumnezeu sfânt sau un Dumnezeu de dragoste să fie pedepsit pe ea? Cum poate un Dumnezeu să fi lăsat potopul? Cum poate Dumnezeu să fie omorând nu știu câți oameni? Cum poate Dumnezeu să trimită oamenii în iad? Cum poate Dumnezeu? Doamne, Dumnezeu nu se potrivește cu mintea mea.
Foarte bine, este o veste foarte bună când se potrivește cu mintea ta. N-aș putea să respect un Dumnezeu care se potrivește cu mintea ta și care poate fi cuprins de mintea ta și care e făurit de mintea ta. Care e o născocire și o plăsmuire a minții tale. De ce oamenii au mai multe tipuri de Dumnezei? Că oamenii își aleg Dumnezeu cărora le convine. Dumnezeu cu care se pot împăca. Mai auzi oameni care spun, eu n-aș putea niciodată să mă închin la un asemenea Dumnezeu. Eu n-aș putea niciodată să slujesc un asemenea Dumnezeu. Adică Dumnezeul pe care tu mi-l spui nu se potrivește cu ce e în mintea mea. Cu interpretarea mea asupra Dumnezeului descris în Sfânta Scriptură. Și Ion a avut problema asta. Dumnezeu ieșea puțin din cutiuțele teologice pe care el și le-a făcut și pe care tradiția poporului Israel a perpetuat-o. Această perspectivă despre Dumnezeu, limitată, că Dumnezeu nu iasă din șabloanele lor. Da, Dumnezeu nu iasă din șabloanele lor. Este adevărat că acest pasaj face referire strictă la un om care avea oficiu de profet. Este adevărat că ne aflăm în perioada Vechiului Testament. Totuși, există câteva asemănări între noi și Iona care fac acest pasaj aplicabil și nouă astăzi. Și anume că misiunea lui Iona este și misiunea noastră a fiecărui credincios și că Iona era omul lui Dumnezeu la fel cum suntem și noi. Și există privilegii spirituale pe care le împărtășim împreună. În această seară aș dori în continuare să descriem câteva caracteristici și manifestări ale rebeliunii unui om credincios. Câteva caracteristici și manifestări ale rebeliunii omului credincios. Repet, noi nu credem în perfecționism, ci în perseverență. Recunoaștem că sfinții câteodată se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ce forme ia această răzvrătire? Ce forme ia această răzvrătire? Și prin această lentilă, prin această perspectivă, aș dori să privim în această seară capitolul 1. Apoi, în altă întâlnire, vom vedea cum Dumnezeu se ocupă de Iona, să-l disciplineze, să-l cerceteze. Apoi vom vedea cum Dumnezeu se folosește de această comunitate de corăbieri pentru a-l descoperi pe Iona, a-l confrunta pe Iona și a rezolva această problemă pe care Iona a creat-o. Apoi vom vedea cum Iona reacționează la cercetarea lui Dumnezeu, anumite lucruri pozitive, zic eu, în viața lui Iona. Și bineînțeles, cum Dumnezeu se ocupă chiar și de această comunitate care îl însoțea pe Iona, că Dumnezeu i-a avut în vedere și pe ei. Dumnezeu îl putea opri pe Iona înainte să ajungă la corabie. Sunteți de acord cu mine? Are Dumnezeu. Toate animalele, vedem în Sfânta Scriptură, chiar și în această carte, și viermișorii, și peștii ăștia mari, nu știm exact ce a fost. Dumnezeu are toată planeta în mâinile lui. Putea să-l oprească până la corabie. De ce Dumnezeu se ocupă de Iona pe corabie? Pentru că pe corabie erau alți oameni de care Dumnezeu vrea să se ocupe înaintea ochilor lui Iona. Ca să-l învețe pe Iona ceva cu privire la ce avea Dumnezeu în plan mai devreme, cu privire la niniveni. Ăștia erau tot păgâni exact cum erau și ninivenii și Dumnezeu îl învață. Vrei să fugi de mine? Îți dau lecție exact pe drumul ăsta al rebeliunii și Dumnezeu îl învață foarte multe lucruri. Cum se manifestă rebeliunea? În primul rând, Iona și de multe ori și noi facem altceva când misiunea este foarte clară. Când misiunea este foarte clară. Asta e o manifestare a rebeliunii. Misiunea este clară și eu fac altceva. Foarte simplu, asta este rebeliune. E clar ce mi-a spus Dumnezeu și eu fac altceva decât mi-a spus Dumnezeu. Altceva decât mi-a spus Dumnezeu. Sunt anumite aspecte din Sfânta Scriptură pe care nu le înțelegem. Este adevărat. În momentul însă când înțelegem ce ne spune Dumnezeu și nu facem, nu avem niciun fel de scuză, suntem în răzvrătire. Suntem în răzvrătire. În al doilea rând, o caracteristică a rebeliunii este când rămânem indiferent la o situație extrem de gravă. Situația era extrem de gravă în acest caz pentru că o întreagă cetate era în pericol. O întreagă cetate era în pericol. Dumnezeu era supărat, Dumnezeu era mânios, Dumnezeu amenință că în 40 de zile va distruge Ninive. Și Iona, pentru prejudecățile lui și prostia din mintea lui și pentru tradiția lui și pentru frustrarea lui, e gata să sacrifice o cetate întreagă. E gata să sacrifice o cetate întreagă. Asta este o formă extraordinar de gravă de rebeliune. Deci, domnule, ducă-să ăștia unde s-ar duce să fie nimiciți, să fie pedepsiți. Eu nu îmi calc prejudecățile mele, ideile mele. Dumnezeul meu personalizat, acesta este, nu vreau să adopt altă idee, nu mă duc la Ninive. Nu fac ce spune Dumnezeu. E clar ce a spus Dumnezeu, eu nu vreau să ies din ideea mea.
Îs gata să-i sacrific pe ei. Nu doar atât. Situația aceasta era extrem de gravă, nu doar pentru că cetatea, o cetate întreagă era la mijloc, ci și pentru că Dumnezeu era deranjat de această situație, da? Când Dumnezeu e deranjat de ceva, este cea mai gravă situație care poate exista. Când eu înțeleg că Dumnezeu e deranjat de lucrul acela și mie nu îmi pasă de asta și ignor lucrul acesta și nu fac nimic în privința asta, deși știu ce trebuie să fac, mă aflu în rebeliune. Când pocăiții înțeleg că există o situație gravă în adunare, când pocăiții înțeleg că există o situație gravă în viața personală, când pocăiții înțeleg că există o situație gravă în familie și nu fac nimic sau fac altceva, asta este o formă de rebeliune. Când depistez o spărtură în viața mea personală, în viața familială, în adunare, în societate și știu că Dumnezeu mi-a poruncit clar să fac ceva în privința asta și nu vreau să fac, aceasta se cheamă rebeliune. În al treilea rând, Iona nu doar că face altceva. Iona face exact opusul a ceea ce îi se spune. Iona trebuia să o ia într-o direcție și Iona o ia exact în direcția opusă. Iona își face alt plan și se refulează în altceva. Face exact opusul a ceea ce Dumnezeu i-a făcut. Asta este rebeliune. Da? O rebeliune pe față. Al patrulea semn al rebeliunii lui este că Iona plătește pentru răzvrătirea lui. Plătește pentru răzvrătirea lui. Și am găsit lucrul acesta ca un principiu în viața de fiecare zi. Că atunci când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, de multe ori suntem dispuși să facem altceva și să plătim și să investim în ceea ce vrem noi să facem, ceea ce ne convine, chiar dacă lucrul acela nu are niciun fel de semnificație, niciun fel de direcție, niciun fel de scop, niciun fel de rezultat, nu este bun, nu este după voia lui Dumnezeu, chiar e împotriva lui Dumnezeu. Suntem dispuși să investim în asta. Și să știți că această formă de rebeliune poate să ia această formă de rebeliune poate să aibă nuanțe foarte foarte ascunse, foarte ascunse. De exemplu, putem să justificăm cu faptul că trebuie să muncim mai mult. Nu pot să fac ce mi-a cerut Dumnezeu, trebuie să muncesc mai mult. Nu pot să fac ce mi-a făcut Dumnezeu. Trebuie să dau mai mult timp în familie, m-aș duce, aș sacrifica, aș face. Dar banii mei, timpul meu, energia mea trebuie să-i dau în familie. Dumnezeu ne-a chemat să ne ocupăm de familie. Așa este. Nu uităm această ordine de priorități. Această ordine de priorități pe care Dumnezeu ne-a cerut-o. Însă, în același timp, ne putem refula, ne putem ascunde în lucrurile acestea când, de fapt, noi nu vrem să ascultăm de Dumnezeu. Suntem uneori ispitiți să investim în anumite lucruri care în exterior nu sunt rele. Dar ne fură atât de mult timp, de energie și atât de multe binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să le extindem și spre alții, încât ne aflăm într-o stare de rebeliune. Într-o stare de rebeliune. Așadar, când facem chiar lucruri bune, dar nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a cerut și ne scuzăm cu ele, ne aflăm în rebeliune. În al cincilea rând, a cincea formă de rebeliune sau a cincea caracteristică a rebeliunii lui este că își camuflează răzvrătirea cu acțiuni normale. Observați, mulți corăbieri aici mergeau la Tars. Nu era niciun fel de problemă cu mersul la Tars. Ba chiar aș spune că nici pentru Iona nu era niciun fel de problemă să meargă la Tars. Dacă Iona vrea să-și ia o vacanță la Tars, nu era domnul niciun fel de problemă cu asta. Sunteți de acord cu mine? Nu era nicio problemă. Iona vrea să se ducă până la Tars, să prime, să viziteze Tarsul. Nu e nicio problemă cu asta. Iona vrea să-și facă concediul la Tars. Du-te, domnule, la Tars. Însă, din exterior, oricine se uita la Iona, nu se seziza niciun fel de rebeliune. Corect? Nimic. Viața merge normal, el ca orice alt corăbier, se duce la Tars. Însă totul era camuflat aici. Iona se afla în răzvrătire față de Dumnezeu. V-aș putea da foarte multe exemple. Foarte multe exemple. Când putem face chiar acțiuni religioase. Acțiuni religioase, care sunt acceptate de toți. Și în spate să fie o formă de rebeliune. Am întâlnit oameni care pe drept au fost, să spun, corectați, sau mustrați, sau disciplinați în adunare și deodată au devenit misionari. Nu au fost niciodată misionari până atunci. Atunci au devenit misionari. Din exterior, ce lucrare a lui Dumnezeu acolo? Oare? Cred că Paul Washer spunea la un moment dat, dacă Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat vocația asta să fii doctor și tu îți dedici întreaga viață să plantezi biserici, te afli în păcat. S-au pocăit oameni, te afli în păcat. Dumnezeu te-a chemat și te-a trimis în altă parte.
Tu te afli împotriva voiei lui Dumnezeu. Vedeți? Răzvrătirea, rebeliunea poate să ia forme foarte perverse și ascunse. Și aici depindem total de lucrarea Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să înțelegem la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, ce ne-a spus Dumnezeu să facem și să ascultăm de Dumnezeu. Rebeliunea este și atunci în a șaselea rând când aducem nenorocirea în comunitate. Una dintre cele mai mari frustrări pe care eu le-am experimentat de-a lungul timpului a fost când m-am căsătorit și am înțeles că acțiunile mele au repercursiuni asupra familiei mele. M-a durut extraordinar de mult. Și a fost, de fapt, o durere născută din mândrie. Nu suportam faptul că altcineva suferă din cauza mea. Când eram necăsătorit, nu știu, mai aveam bănuți dintr-o parte, din alta, luam o amendă de 10 milioane. Cum aveam ce face cu banii? Eram student. Nu mă durea, nu mă deranja. Acum aș dacă eu o amendă de 2 milioane. Bă, mai bine de banii aia pișeam două zile cu nevastă mea în oraș. Sau mă duceam cu copiii și le cumpăram, nu știu ce. Aveam eu niște planuri, ca mai bine făceam asta. Gândesc lucrurile într-un alt mod. Într-un alt mod. Când aducem și faptele noastre pot să atragă anumite nenorociri, anumite pedepse, disciplinarea lui Dumnezeu asupra familiei noastre, asupra adunărilor noastre, asupra societății noastre. Și eu cred că există foarte multe situații în care țări întregi nu-s binecuvântate din cauza pocăiților. Din cauza pocăiților nu-s binecuvântate. Și de asemenea, multe țări în care sunt o grămadă de oameni necredincioși sunt binecuvântate datorită pocăiților care trăiesc în țara aceea și care trăiesc așa cum trebuie să trăiască. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că este un principiu acesta, că putem să aducem nenorocirea în comunitățile în care trăim. Și începând tot așa, în cercuri concentrice, nu doar asupra noastră, ci asupra familiei noastre, asupra partenerilor de căsătorie, asupra pedeapsa lui Dumnezeu să lovească pentru că sunt un pilon într-o anumită relație sau într-un anumit domeniu sau într-un anumit cerc. Sunt un pilon, sunt un reprezentant. Și când cade asupra mea, cade asupra tuturor care sunt lângă mine. Dumnezeu a lăsat lucrurile în felul acesta. Aceasta este o manifestare, o consecință a răzvrătirii noastre, da? O altă manifestare a răzvrătirii este evitarea contactului cu oamenii. Toți ăștia, foarte interesant, toți ăștia fug deodată la rugăciune, ascultați. Corabierii s-au temut, au strigat, s-au făcut deodată o conferință de rugăciune acolo. Poși rugăciune, instant, bum, instant, cum au venit ăștia, toată la rugăciune, Doamne, e obișnuit asta între oameni. Dar toată lumea se ruga. Ia vedeți-l pe Iona. Iona s-a pogorât în fundul corabiei. Nu ca să facă ce a spus Domnul Iisus, nu te ruga de ochii altora, ci du-te în odăiță și roagă-te singur și Dumnezeu care vede din ascuns te va asculta. Nu de asta. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Ia zic, Domnule, ce să-mi crede omul ăsta în Dumnezeu? Are el niciun fel de stres. Domnule, dacă Dumnezeu vrea să fie furtună, ce să fac eu? Au vrut Dumnezeu. Dormim fără niciun fel de stres, da? Nu. Iona s-a retras pentru că evita contactul cu oamenii. Și aceasta este o manifestare a răzvrătirii. În general, uitați-vă în viața dumneavoastră. Când avem o perioadă mai nașpa în viața noastră, o perioadă în care avem mai multe căderi sau mai multe eșecuri, tindem să evităm contactul cu oameni, în special cu oamenii duhovnicești. Tindem să poate să o rărim cu adunarea și găsim justificări, bineînțeles. Să știți, dacă vă terminați justificări, să veniți că vă dau eu, am o grămadă. Și observate și la alții și altele pe care le-am observat la mine, dar n-am putut să le pun în aplicare că slujitor și n-am ce face, trebuie să mă duc, da? Dar dacă te analizezi, vezi că găsești o grămadă de scuze. Dacă le terminați, vin să vă dau dumneavoastră, însă nu funcționează. Evităm contactul cu oameni. Evităm contactul cu adunarea, evităm contactul cu oamenii care ar putea într-un fel sau altul să ne descopere. Eu am găsit principiul acesta în relația mea cu soția mea, că atunci când mă rog cu ea, să schimbă relația mea cu ea sau atitudinea mea față de ea în timpul săptămânii. Dacă m-am purtat ca un bădăran și eu am crezut că am făcut lucrul ăsta pentru că trebuie să fiu cocoș în casă, când mă pun la rugăciune, nu poți. S-a terminat, toată vrăjeala aia s-a terminat din timpul zilei, da? Trebuie să merești acolo, știi că Dumnezeu nu te ascultă dacă o dai slab, da? Dacă îi ignori, Doamne, a trebuit să fiu bărbat în casă. Nu ține, da? Dumnezeu ți-a cerut să te porți într-un anumit fel. Și acolo te moi și începi să spui lucrurile pe care nu-s cum trebuie, începi să te mărturisești înaintea lui Dumnezeu, da? Te moi așa, calotul la căldură, da? Pus cu apă așa, frământat bine. Te moi. Însă, când ne răzvrătim, evităm lucrurile acestea. Eu spus prea târziu,
n-am mai putut să ne rugăm, n-am mai putut să stăm în părtășie, am muncit cam mult azi, n-am mai putut să ajung la adunare. Dacă ai un colaborator sau un prieten duhovnicesc, eviți contactul cu el, mă, hai, ieșim la... Nu pot, nu, acum e cam aglomerată perioada asta și poate fără să-ți dai seama eviți contactul cu oamenii ăștia. Pentru că sunt oameni care vor pune imediat în contrast viața ta de răzvrătire cu viața lor în ascultare de Dumnezeu. Poate fără să zică nimica, poate fără... Oamenii, toți oamenii au trecut la rugăciune, da, să rugau la Dumnezeii lor. Iona se retrage, evită contactul cu oamenii, evită contactul cu oamenii. În al optelea rând, Iona ignoră pedeapsa lui Dumnezeu, care este evidentă. Spontan, instant. Și este foarte interesant. Toți păgânii își dau seama că e o problemă cu Dumnezeu aici. Foarte interesant. Cum și-au dat ei seama că funcționau pe mentalitate păgânismă? Când ne mere rău înseamnă că Dumnezeu e supărat pe noi. Când ne mere bine înseamnă că Dumnezeu e bine cu noi. Nu știu pe ce mentalitate vedeau. Toată lumea trece la rugăciune, da? În mentalitatea lor păgână. Iona. Nimic. Ignoră pedeapsa lui Dumnezeu, care este evidentă. Și Iona, de fapt, înțelege că pedeapsa aceea vine peste ei, că le comunică imediat după aceea. Când e pus la colț, comunică. Dom'le, asta, de fapt, e problema. Eu sunt problema aici. De asta Dumnezeu pedepsește. De asta Dumnezeu a venit cu disciplina. Și, iarăși, lucrul acesta poate fi foarte ușor ascuns. Vine un necaz în viața noastră. Vine o boală. Care e reacția cea mai simplă, cea mai normală, păcătoasă? E voia lui Dumnezeu. E voia lui Dumnezeu. S-ar putea să fie, dar poate e voia lui Dumnezeu ca disciplină pentru păcatul tău. Poate nu e voia lui Dumnezeu ca necazul acela să fi venit pentru că Dumnezeu vrea să întărească răbdarea ta, să te facă un om mai puternic în credință. Poate nu e de asta, ci poate e pentru păcat. Sunt două situații total diferite. Același necaz poate să vină din motive diferite, din rațiuni diferite. Și eu cred că dacă avem această lucrare activă a Duhului Sfânt în viețile noastre și suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu ne pedepsește fără să ne facă conștienți de ce a făcut lucrul acesta. Dumnezeu n-a știut. Am avut o boală în viața mea 5 ani de zile, a fost din cauza păcatului, dar nu mi-am dat seama. Niciodată Dumnezeu nu m-a cercetat. Niciodată Dumnezeu nu m-a vorbit prin cuvânt să mă cerceteze prin Duhul Sfânt, să mă călăuzească în citirea zilnică a Sfintei Scripturi. N-am știut niciodată. Numai după 5 ani mi-a zis Dumnezeu. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și mai ușor să te justifici și să zic, domnule, eu trebuie să iau o cisternă de pastile, că asta e voia lui Dumnezeu. Și de fapt, să fie, ca în multe cazuri din Sfânta Scriptură, să fie o palmă a lui Dumnezeu intenționată să mă trezească. Și după ce m-am trezit și m-am pocăit, să se retragă lucrarea aceea de pedeapsă sau de cercetare a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Iona ignoră pedeapsa lui Dumnezeu, care este evidentă. Și am putea să ascundem lucrul acesta și noi. Se întâmplă la oamenii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. În al nouălea rând, am atins parțial lucrul acesta, evită contactul cu Dumnezeu în rugăciune. Toată lumea se roagă, el nu doar se ascunde de oameni, ci evită contactul cu Dumnezeu în rugăciune. Auziți, cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Cum ar fi să vină un necredincios, vecin de-a tău? N-ai auzit că am necaz? Roagă-te și tu lui Dumnezeu. Mă, nu vezi prin ce problemă treci? Tu te rogi lui Dumnezeu. Ce rușine, da? Ce rușine să facă un păgân lucrul acesta cu Iona. Însă Iona evită contactul cu Dumnezeu. Iona nu trece la rugăciune pentru că avea o problemă cu Dumnezeu. Cum să te duci la rugăciune? Și cred că lucrul acesta este adevărat. Starea noastră spirituală, starea noastră spirituală, în relația noastră cu Dumnezeu, starea noastră spirituală ca adunare, poate fi măsurată uitându-ne la viața noastră de rugăciune. Așa poate fi măsurată. Sunt mulți indici de calitate spirituală, a adunării și a vieții noastre personale. Dar unul dintre principalii indici este viața noastră de rugăciune. Dacă avem libertate să ne ducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dacă ne ducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dacă facem lucrul acesta des, dacă ne este ușor, dacă ne-a intrat în mână, dacă ne place să facem lucrul acesta, dacă iubim comuniunea cu Dumnezeu sau dacă nu. Ăsta este un indiciu foarte important. Dacă nu și dacă avem o perioadă îndelungă în care evităm rugăciunea și comuniunea personală cu Dumnezeu și publică cu adunarea, probabil acesta este un semn al rebeliunii noastre, a răzvrătirii, a faptului că într-un domeniu din viața noastră urâm sau nu ne place sau evităm sau ne răzvrătim împotriva voiei lui Dumnezeu. În orice domeniu, nu doar în domeniul acesta mărturisirii Evangheliei. Evită contactul cu Dumnezeu în rugăciune. A 10-lea semn este faptul că este deconspirat și confruntat public. Este deconspirat și confruntat public. Faptul că unele adunări, vreau să fac o aplicație direct practică la lucrul acesta, faptul că unele adunări au renunțat să mai facă lucrul acesta,
este un lucru în detrimentul celor care păcătuiesc. Pentru că confruntarea, mustrarea, disciplina este o metodă a harului lui Dumnezeu. Am auzit despre o adunare și am fost de câteva ori acolo care spunea, zice, domnule, noi suntem o adunare care restaurează. La noi vin toți soții, toți curvare, divorțați, căsători, toți care nu au avut niciun loc în nicio adunare din localitatea respectivă, zice, noi îi primim, că Dumnezeu restaurează pe toată lumea. Problema știți care e? I-au primit fără ca ei să fie pocăit. Nu există restaurare fără pocăință. Eu cred într-un Dumnezeu care restaurează. Eu cred că Dumnezeu poate restaura pleava societății. Cele mai grozave scursuri ale societății astea, Dumnezeu îi poate restaura. Dar îi restaurează dându-le pocăința. În nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să aibă viața. Iată, Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Dar prin pocăință restaurează Dumnezeu. Nu fără pocăință. Viața duhovnicească, viața cu Dumnezeu, nu vine fără pocăință. Iona este deconspirat și confruntat public. Când se întâmplă lucrul acesta, căderea noastră a avut loc mult înainte de asta. Când a ajuns ca să fiu expus public, să fiu chiar expus societății, căderea mea a avut loc mult înainte de lucrul acesta. Când unii dintre dumneavoastră știți, am trecut în alt loc de slujire, adunarea nu făcuse nimic, acum caz scandalos de păcat, scandalos! Eu mergeam pe stradă și am auzit oameni care vorbeau despre păcatul care era în adunare. Adunarea nimic. Nu zice să nu facem de rușine mărturia adunării. Ce mărturie dacă nu avem? Oamenii vorbeau din afară, noi încă eram în întârziere. Oamenii vorbeau de mult, noi eram în întârziere cu a trata problema respectivă. E foarte grav lucrul acesta. Și Dumnezeu ne face și ne cercetează de multe ori și ne face de rușine prin faptul că încep să vorbească oamenii necredincioși, nepocăiți, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să vorbească despre păcatele pe care le fac unii dintre cei care se numesc copiii lui Dumnezeu. Repet, deconspirarea aceasta este o metodă a harului și faptul că unele adunări au renunțat la lucrul acesta dovedește faptul că îl împing pe Domnul Iisus Hristos în afară ca într-o biserică din Apocalipsa și lucrarea Duhului Sfânt o sting dacă mai există acolo. Când se întâmplă să fim confruntați public sau deconspirați, bineînțeles pentru un motiv real, că mai sunt și anomalii, atunci aceasta este o dovadă că ne aflăm în rebeliune. În al 11-lea rând, când mărturisirea noastră contrazice total faptele noastre. Foarte interesant că Biblia spune de vreo 3 ori aici că Iona fugea departe de fața Domnului. Ne arată clar intenția lui. Pentru noi trebuie să fie foarte clar caracterul penibil a situației și ridicol. Unde să fugi, Domnule, departe de fața Domnului? Ești profet al lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu. Unde adică fugi de fața Domnului, da? Deci e complet penibilă și ridicolă situația. Dar Biblia spune în ce prostie se afla Iona și în ce stare penibilă se afla Iona, că Iona vrea să fugă. Dar când îl întreabă ăștia, spune-ne din pricina cui a venit nenorocirea peste noi, ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești. Țara și din ce popor ești. Auziți-l pe Iona. Ce mărturisire de credință frumoasă. El a răspuns, sunt evreu, îți pocăit. Bun. Și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, ascultați, care a făcut marea. Pe unde fugi tu, Domnule, pe mare? Auzi ce credea el? El fugea de Dumnezeu pe mare și crede că Dumnezeu a făcut marea. Și uscatul. Ăștia vâslau pe mare, fiindcă era o problemă, ca să ajungă la uscat. Și Iona le spune, stați așa că Dumnezeu e Dumnezeu și a mării și a uscatului. Că erau popoare care credeau că ăsta e un Dumnezeu a munților, ăsta e un Dumnezeu a văilor. Zice, stați, Dumnezeu e pretutindeni, Dumnezeu e după noi. Unde-i fugit atunci, da? Deci faptele lui contrazic total mărturisirea lui. El crede că Dumnezeu este un Dumnezeu al mării, un Dumnezeu al cerurilor, un Dumnezeu al uscatului, creatorul, e cel care prin providența lui controlează, supraveghează, ține totul în mâinile lui. Asta e mărturisirea lui, ăsta e crezul lui, asta e credința lui și faptele lui dovedesc exact opusul. Asta este, atunci ne dăm seama că suntem în rebeliune. Tu ce crezi despre lucrul ăsta? Asta cred, dar ce faci? Tu ce crezi? Cum crezi că un pocăit ar trebui să facă în domeniul ăsta, 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 ăsta sau ăsta? Păi eu așa cred. Dar tu cum faci? Aia e altă poveste. E foarte simplu. Ecuația e foarte simplă. Dacă tu crezi într-un fel și Biblia îți dă dreptate și faci într-un alt fel, rezultatul este eu sunt în rebeliune față de voia lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. E foarte simplu. E extrem de simplu. Ce spune Iona și ce face Iona, da? În penultimul rând,
Când și necredincioșii se sperie de faptele noastre, atunci avem o dovadă clară că ne aflăm pe o cale greșită. Vă aduceți aminte în Sfânta Scriptură când în Corint era o situație, spunea Apostolul Pavel, Dumnezeu, nici măcar la păgâni n-am auzit așa ceva. Vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor când au mințit pe Duhul Sfânt, Anania și Safira, spune că a cuprins o frică pe toată lumea care a auzit lucrurile acestea. Chiar și necredincioșii s-au temut. Nimeni nu venea așa aiurea la adunare. Nimeni nu se infiltra așa foarte ușor în adunare. Că au înțeles că acolo este prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se joacă cu lucrurile acestea. Nu se joacă cu lucrurile acestea. Vă aduceți aminte, la cina Domnului, unii sâmbătau. Multe situații scandaloase de care s-au mirat. Sunt multe situații în Biblie de care s-au mirat chiar și oamenii din jur. Când ajung oamenii din jur să spun lucrul acesta, atunci avem o problemă. Am mai spus la un moment dat, n-ar trebui să ne intereseze așa de mult când vorbesc oamenii din jurul nostru și nu au dreptate. Dacă nu au dreptate oamenii și oamenii ne condamnă ei după cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să ascultăm. Sunt oameni din jurul nostru care spun, măi, dar pocăiți, eu știam că pocăiți nu mint, că pocăiți nu fură, că pocăiți nu înjură, că pocăiți nu fac asta. Și ce rușine atunci, nu? Atunci clar ne aflăm pe o cale greșită. Este un indiciu pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și în ultimul rând, Iona crede că se poate depărta fizic de Dumnezeu. Fizic de Dumnezeu. În Psalmul 139 este un cuvânt extraordinar pe care ne lasă Scriptura. Zice, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Iona 1:3. Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. Dacă mă voi fi în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo, auziți, la marginea mării și acolo, mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Păi cum e asta? Păi Dumnezeu, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta, dar eu nu-l vedea. Am încercat să fugă de fața Domnului. Sunt multe păcate pe care oamenii le fac și unele păcate pe care le fac și credincioșii. Și la bază există această mentalitate contrazisă în realitate de credința noastră că Dumnezeu nu ne vede. Ai un sentiment, nu spui cu glasul, nici nu te gândești, ai un sentiment. Dom'le, nu e nimeni aici. Când auzi că există o epidemie de curvie între evanghelici și o epidemie de pornografie între evanghelici, între tineri evanghelici, pe ce se bazează asta? Vă spun pe ce se bazează. Îi singur, stau la calculator și nu e nimeni. Și dai scroll acolo, păc, 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 intri de la click la altul, la altul, la altul, la altul, că nu-l vede nimeni. Cum adică nu te vede nimeni? Unde voi fugi? Asta am putea să aplicăm pasajul astăzi. Unde voi fugi departe de fața ta? În fața calculatorului? Pe site-urile pornografice? Nu mă vede Dumnezeu acolo? Când am ieșit eu singur în tuneric, nu știu unde. Întunericul, zice, pentru Dumnezeu, ca lumina. Când m-am dus eu singurel cu cineva să fac nu știu ce. Nu. Nu te poți ascunde nicăieri de Dumnezeu. La baza foarte multe păcate stă această senzație mai degrabă. Nu știu dacă e mentalitate. Această senzație nu mă vede nimeni. Nu-ți frații, ce nu mă vreau frații. Nici nu trebuie să te vadă frații. Te vede Dumnezeu și vine Dumnezeu după tine. Nu e singur aici, nu știe nimeni ce fac. Nici nu trebuie să știe. Știe Dumnezeu și la Dumnezeu va scoate lucrurile la iveală. Aceasta este o formă de rebeliune când acționezi cu acest sentiment. Cu acest sentiment că nu mă vede nimeni și îmi permit să fac anumite lucruri. Da? Îmi permit să fac anumite lucruri. Când stau în casă cu soția sau stai în casă cu soția și vorbești așa pe tonul jos, dar ești sub presiune maximă, vă certați așa, dar la volum mic, da? Ca să nu audă vecinii sau să nu audă nu știu cine. Dumnezeu e acolo, te aude Dumnezeu. Unde mă pot eu ascunde de Dumnezeu? Nicăieri. Nu pot fugi de fața lui Dumnezeu. Nu pot să fac ca ochii Domnului să nu fie asupra mea și urechile Domnului să nu ia seama, să nu asculte, să nu perceapă ceea ce se întâmplă. În această seară ne-am uitat pe scurt, dar foarte sugestiv și schițat așa, la forme și manifestări și caracteristici ale rebeliunii sfinților.
vestea rea este că sfinții se pot răzvrăti și se răzvrătesc câteodată. Vestea bună este următoarea. Dacă aș încheie mesajul aici și l-ați pune pe YouTube, câțiva ar asculta și ar spune, vezi? V-am spus eu că există o erezie în creștinism numită calvinism care spune că dacă ești al lui Dumnezeu poți să faci ce vrei tu. Ha, v-am spus eu, uite, ai auzit ce o zis asta. Vreau să vă mai spun ceva, dar asta urmează probabil data viitoare. Dacă te răzvrătești față de Dumnezeu și rămâi în această răzvrătire, dar ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți facă viața mizerabilă. Să-ți facă viața mizerabilă. O să simți durerea în fiecare fibra ființei tale. De orice natură ar fi, dacă ești copilul lui Dumnezeu. De aceea un copil al lui Dumnezeu va persevera și nu va rămâne în răzvrătire. De aceea toți copiii al lui Dumnezeu care sunt născuți din nou și care Dumnezeu a început o lucrare, se vor întoarce până la urmă la Dumnezeu. Uitați-vă la Iona puțin, cât de determinat, cât de hotărât a fost Iona în rebeliunea lui. Câtă hotărâre așa puternică, Doamne, mă duc acolo, s-a dus, n-a discutat. Omul și-a făcut un plan în mintea lui și s-a dus și și-a pus planul în aplicare. Fără niciun fel de discuții. În câte zile s-a rezolvat problema cu Iona? În câte zile? În 3 zile. În 3 zile, capitolul 2 este un capitol extraordinar. Ce imn, ce rugăciune, ce inimă muiată înaintea lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ca Dumnezeu să spună, domnule, ai păcătuit, uite, eu nu cred în arminianism, nu-ți pierzi mântuirea, dar te aștept să te întorci singur. Da? Cine știe când s-ar fi întors Iona? Domnule, eu te las. Dacă tu așa vrei să mergi până la capătul vieții, nu este așa. Dumnezeu pe toți copiii lui pe care îi iubește, îi bate cu jordia. Da, acesta este un Dumnezeu al dragostei. Da, acesta este Dumnezeul Scripturilor. Poate nu este Dumnezeu plăzmuit de mințile noastre. Cineva spunea că cartea, nu se potrivește versetul acela din cartea Evrei, chiar dacă e Noul Testament, că se referă doar la evrei. Numai pe evrei îi bate Dumnezeu cu nuiaua. Pe restul îi lasă să facă ce vor ei, chiar dacă sunt copiii lui Dumnezeu. Da? Absurdități și aberații și erezii sunt peste tot. Însă vreau să înțelegem așa ca o concluzie la tot ce am observat în această seară. Există această posibilitate și trebuie să veghem în privința aceasta să ne răzvătim în multe domenii din viața noastră. Acesta a fost un singur domeniu în care s-a răzvrătit Iona. S-a răzvrătit. Rebeliunea aceasta poate fi ascunsă foarte multe moduri și multe dintre ele, repet, sunt perverse. Putem să ascundem în rebeliunea chiar și sub formule religioase. Putem să ascultăm în rebeliunea sub un comportament din ăsta exterior care nu are nimic reproșabil în el. Dar la un moment dat această rebeliune va fi dată pe față pentru că Dumnezeu ne iubește. Și învățăm că atunci când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu din dragoste, și asta se numește doctrina păstrării în har, Dumnezeu din dragoste ne disciplinează, ne cheamă, ne cercetează, strigă la noi și pune jordia pe noi. Și slăvim pe Dumnezeu pentru că face lucrul acesta.